Dasca din au de câteva zile o alternativă la vechiul sindicat din învățământ. În 19 noiembrie, în județul nostru a fost înființat legal sindicatul din învățământul preuniversitar Spiru Haret Maramureș, formațiune sindicală afiliată Federației Naționale Spiru Haret. Președinte este Daniel Florin Pop. Sindicatul din învățământul preuniversitar Spiru Haret Maramureș este o alternativă nouă în județul Maramureș pentru toți cei care lucrează în învățământul preuniversitar. Indiferent de domeniu, concurența ne ajută să creștem, să evoluăm, să avem succes, iar monopolul duce la blazare și plafonare. Ne dorim condiții mai bune de muncă pentru membrii noștri de sindicat. Milităm pentru apărarea drepturilor celor care lucrează în învățământ, de la inspectorul școlar până la femeia de serviciu sau la portar, a subliniat Daniel Florin Pop, liderul sindical. Cei interesați pot contacta reprezentanții Spiru Haret la adresa de e-mail și la numărul de telefon de pe ecran.